Monumentul eroilor din satul Ciuciulea, raionul Glodieni, va fi restaurat și modernizat după 44 de ani. Inițiativa privind renovarea sculpturii, care se află chiar la intrare în localitate, vine din partea reprezentantului împuternicit al partidului politic Șor în raionul Glodieni, Irina Dvarjanskaya. Это наш долг, это наша история. Мы в долгу перед этими людьми, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, что и наше поколение, и предыдущие поколения должны нести ответственность за эти памятники. Сегодня мы реконструируем памятник. Я считаю, что мы сделаем его красиво. Мы сделаем для людей подарок. Potrivit Irinei Dvărjanskaya, lucrările de renovare presupun schimbarea pavajului, amenajarea unei alei pietonale, de asemenea, după modernizare, în zonă vor fi montate rulouri de gazon și parapeți pentru siguranța vizitatorilor. Конечно, очень хочется поставить красиво брусчатку, брусчатку постелить как ковер. Очень красиво хочется сделать памятник. Наверное, и мы покрасим его или белого, или бронзового цвета. Вот сейчас мы думаем, каким цветом его покрасить. Я считаю, что мы откроем памятник в скором времени. Это будет феноменально. Открытие красивое. Приглашаем всех жителей Чучули на открытие. În prezent, lucrările de renovare a monumentului sunt în plină desfășurare și cum timpul e însorit, muncitorii speră că lucrările să fie finisate cât mai curând posibil. Va fi pavaj, teracotă pe și monument vopsit va fi. Totul normal. Ne încadrăm în timp. Monumentul eroilor a fost construit în anul 1974. Sculptura reprezintă un ostaș sovietic care ocrotește o fetiță și ține flori în mâini, iar în spate se află o steluță unghiulară de 5 metri înălțime, pe care sunt încrustate numele a 66 de militari, foști locuitori ai satului Ciciulea, înrolați în Armata Roșie, care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial.